Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Știi ce zic la Dada TV, o producție pentru Valea Prahovei TV și Observatorul PH.ro, partenerii noștri cărora le mulțumim pentru încredere, la fel cum vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți și în seara asta alături de noi, la o emisiune în direct în care ne propunem să discutăm despre turismul din România, despre șansele pe care le are România din acest punct de vedere, despre cum am putea atrage turiști străini să viziteze obiectivele turistice din țara noastră, dar și care sunt opțiunile pe care le au în acest sezon românii care vor să-și petreacă vacanța în țară. Asta pentru că vom avea ocazia să aflăm și o mulțime de ponturi, să spun așa, de la un specialist în domeniu care este invitatul nostru, vicepreședinte al ANAT și președinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Prahova, Adrian Voican. Bună seara și bine ați venit, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, Claudius, mă bucur să ne vedem din nou și într-un cadru așa de frumos. Spun bună seara și telespectatorilor noștri. Mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc încă o dată. Sunt convins că vor fi mulțumiți și telespectatorii la finalul emisiunii, când vor fi aflat o mulțime de informații utile pentru cei care încă nu și-au făcut planul pentru vacanța asta, dar poate vom afla și vești bune despre șansele pe care le avem de a avea mai mulți turiști străini în România. Știu că e un pariu personal al dumneavoastră. Unii au făcut pariuri cu agricultura, dumneavoastră ați pariat pe așa numitul incoming, adică pe atragerea turiștilor străini în a vizita obiectivele din țara noastră. Ne mândrim că avem foarte multe locuri care merită vizitate. Din păcate, cred că dacă ne punem într-un clasament european, nu stăm foarte bine în momentul de față. Dar întotdeauna există speranță că lucrurile vor evolua și că vom avea din ce în ce mai mulți turiști străini și în România. În același timp, cred că am depășit faza în care să așteptăm foarte multe de la guvern. Cred că și dumneavoastră ați depășit faza asta și ați trecut de mult timp la a lua lucrurile în propriile mâini. Mă refer la cei care lucrați în industria turismului, pentru că e clar, autoritățile nu par să fi identificat soluții, chiar dacă de multe ori ați venit cu unele propuneri către aceștia, unele acceptate, unele probabil implementate mai mult sau mai puțin fericit, dar vom vorbi despre toate. Înainte însă de a ajunge la aceste subiecte mai spinoase, să spunem, sunteți un mare pasionat de turism, dincolo de om care lucrează în industria aceasta. De unde pasiunea asta pentru a descoperi locuri noi, poate oameni noi, culturi noi? Dragul meu, pentru că vorbim despre turism, vorbim despre ospitalitate și primul pas cu care trebuie să ieșim în întâmpinarea oaspeților noștri este această ospitalitate românească. Uite, ți-am adus un mic cadou tricolor. Îi fac vânt așa ca... Vă mulțumesc tare mult! Pe și un aici, bar american. Și, acolo și aici, ca să le dezvoluim telespectatorilor, avem bomboane cu specific românesc, dar sunt celebrele bomboane cu rom. Da, nu facem reclamă nimănui, chiar sunt foarte bune pentru deschis uși. Îmi aduc aminte pe la Milano, la un târg de turism recent, România, foarte bine poziționată de altfel, o vedeai dintr-un capăt al pavilionului din zona cu food și coffee și relax acolo, dar la un moment dat nu prea mai aveam obiectul muncii, pentru că lângă noi era standul Cubei. Cuba era super vocală, băieții dansau, ne antrenau toate fetele din stand, toată lumea era lângă standul României, dar cu spatele la standul României. Și oamenii ăștia dădeau de băut rom, cântau muzică de asta antrenantă sud-americană și ne uitam că nu mai aveam ce să facem acolo. Degeaba era multă lume lângă noi că nu se uita la noi. Și ce să facem, ce să facem? Creștea în noi pasiunea asta de care spui, și noi ce facem aici, ce rol mai avem? Televiziunile pe ei, microfoane, gălăgie. Și ce să vezi, în disperare de cauză am scos o chestie din asta cu bomboane cu rom. Și m-am dus direct pe scenă la tipul ăsta care cânta acolo și toate fetele erau super dansante și îi întind chestia asta așa cu tupeu și zic ce e? Și zic că bomboane cu rom. A, cu rom! Și zic, da, da, rom de la România. Și ăsta, da, rom de la România. Și toată sala a auzit România. De România, da. Care atâta răzbunare am avut și noi, că am putut să auzim la un microfon într-o mulțime de oameni de rom de la România. Și așa că treaba asta am făcut-o cu bomboane tricolore. A fost micul nostru, mica noastră încercare de a ieși la rampă și de a ne face văzuți și auziți.
Orice oportunitate de genul ăsta trebuie ceva speculată, trebuie profitată. Trebuie să fii creativ, că altfel nu merge. Și am început cu târgurile internaționale. Ai spus că e o pariu și o pasiune. Să știi că atunci când am început să vând vacanțe în România, într-adevăr, lumea râdea de mine. Și râdea de această idee. Zicea, domne, în România turismul e prost și scump. Servicii proaste, prețuri mari. Ce să vizi în România? Și pe deasupra, nu te înțelegi vreodată cu hotelierii din România, că hotelierii din România, de fapt, vor să vândă singuri și vor să bage bani în buzunar și nu interesează prea mult de agenții și că nu o să faci treabă. Uită-te la noi! Mergem în Turcia, mergem în Bulgaria, avem comisioane mari, ne cheamă oamenii în infotripuri, ne ducem la 5 stele ultra all inclusiv, nici copiii ăștia n-au văzut niciodată, agenții de turism, când zic copii, zic așa, puțin paternalist. Și normal că se duc acolo. Ce să vadă România? Au văzut, Mamaia, Sinaia, ce mare șmecherie. Mamă, și ce mă enerva chestia asta, pentru că pe de-o parte aveau dreptate și pe de partea cealaltă mi se pare cu atât mai provocator, dacă, de fapt, marile idei de business sunt exact acolo unde toată lumea se îndepărtează că nu mai e nimic interesant de făcut. Și România părea că are un potențial extraordinar, nu-l găseam în momentul ăla, dar mi-a plăcut foarte mult. Și am început să demontăm așa ca la carte marketing-wise, adică din punct de vedere al marketingului, pas cu pas. Dom'le, sunt servicii proaste? Da, probabil. Dacă arăți asta la televizor, cum poți să contești? Când a început povestea asta, ca să ne fie foarte clar, cu câți ani în urmă? Să zicem prin 1999-2000, dar mai ales în 2003-2004-2005. Deci acum 20 de ani, să spunem, în linii mari. Forever, noi împlinim anul ăsta 36 de ani de nume Bibi pe piața de turism din România. Suntem cumva la a treia generație, creștem niște nepoți, eram noi tineri, studenți pe vremea aia când am început, deci e o perspectivă de o treime de secol. În Vama Veche și... Vama Veche a apărut în 96-97, dar în 98 am construit prima locație în Vama Veche. Da, e tot o istorie... E și acolo o poveste frumoasă, secol, da. E o poveste frumoasă. Dar, de fapt, cumva, deși din firea mea sunt mai aproape de structură carteziană, de matematică, de fizică, de inginerie, de calcule, de cifre, dacă mă uit la ce rămâne în urmă, au fost niște ruperi de ritm și niște revolte contra curentului care au făcut cumva carieră. Și m-ai întrebat de turismul intern. Deci, cum demontez faptul că sunt servicii proaste? Sau că hotelurile sunt nerenovate ani și ani de zile? Niște hoteluri în paragină. Asta era foarte ușor de titrat la nivel de televiziuni. Și am zis, bine, ok, voi arătați niște hoteluri proaste, hai să vă arătăm și noi niște hoteluri frumoase. Pentru că se cumpărau, se renovau, se modernizau, începând, nu știu... Se construiau? Se construiau mai puțin la început, dar de să ne gândim la Hagi, care a luat hotelul București din Mamaia și i-a spus Iachi, de la Ianis și Kira, copiii lui, nici măcar nu e un brand internațional, e un brand care sună foarte bine și foarte ok... Și încet, încet s-au cumpărat hotelul, s-au renovat hotelul, s-au modernizat hotelul și noi tot timpul ne duceam și le arătam pe astea. Și ca să fie foarte credibil, luam și presă cu noi, luam și VIP-uri și mergeam și făceam niște infotripuri pentru agenții de turism, măcar să le vadă pe alea frumoase, ca să aibă puterea să reziste acestui asalt. A, numai hotelul nerenovate, numai mizerie, numai văduva neagră, numai ploaie și furtună pe litoral. La un moment dat am făcut, țin minte, o campanie reporter de vacanță, spunea, nu știu ce e, ce... Ce se întâmpla pe la televiziune acolo, ce scenarită dubioasă era, dar spuneau, e nenorocire, pe toată, toți au vândut, au închis tarabele, au plecat, că e furtună, e nasol. Atunci am făcut niște reporte de vacanță, turiștii noștri i-am transformat în reporter radio, i-am trimis pe plajă și spunea, eu sunt Gigel din Ploiești sau din Băicoi și sunt pe plajă și e mișto, e bine, e foarte bine, copiii se joacă, iau zi, vă jucați, da, e în apă, suntem în apă. Nu e vreme nasol? Nu, a plouat un pic dimineață, 5 minute, dar acum e soare, sunt 30 de grade, e bine. Deci ne-a luptat foarte tare cu percepția publică și ne-a provocat cumva chestia asta. Bun, și ce faci cu prețurile? Că totdeauna s-a spus că prețurile pe servicii proaste, prețuri mari. Prețuri mari. Păi ce să facem atunci? Ce opune logic prețului mare? Oferta, nu? O ofertă, o reducere. Și prin 2004-2005 am adus în România sau am tradus în România în marketing conceptul ăsta care exista în scrieri timpurii. Timpurii e un nume brevetat de noi. Să știi că e greu de tradus în limba română. Mi-aduc aminte că atunci am stat nopți întregi cu dicționare și cu lingvistă să găsim cea mai bună traducere a lui Early Booking. E atât de simplu în limba engleză și în nemțește era Frubu Harabat, făcut de marile companii de turism.
Dar în România, unul era greu de tradus, în scrieri din timp, în scrieri timpuri, mă rog, pe ăsta l-am brevetat, așa a rămas, numele s-a bătut în cuie și l-am brevetat. Și a intrat în folclor, să spunem așa, adică da, e folosită. Da, a fost creația în România, făcută de Bibi Turing, numai că nu aveam noi atâta putere să dăm peste cap, să facem acel break-even pentru o întreagă țară. Și atunci, alegând între a ne lăuda, dar rămâne mici, și a face chestia asta cumva cadou, am făcut-o cadou ANAT, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, adică e o marcă colectivă, oricine poate să o folosească. Noi am rămas doar cu ideea că am fost primii. Și așa am ajuns de la 20 de hoteluri în anii 2004-2005, mi-aduc aminte că prima lansare, să știi că a fost într-un studio de televiziune cu Greg Retatu și foarte bunul jurnalist Gabi Dobre. Deci, domne, ce chestia asta? Am văzut că faceți o chestie nouă, a rămas o emisiune în asta absolut memorabilă și... Și atunci a fost pentru prima dată când s-au lansat aceste oferte timpuri. Da, da. Era simplu. Cumperi de vreme, cumperi mai devreme, cu atât martie, ai parte de prețuri și mai... ai 30% reducere. Era destul de simplu. Ori pe vremea aia, în februarie, toate agențiile de turism erau închise sau făceau xeroxuri, că nu exista să intre cineva în agenția de turism în februarie. N-aveai prețuri, n-aveai locuri, n-aveai nimic. Nu exista obiceiul de cumpărare atunci. Toată lumea cumpăra ceea ce am numit astăzi last minute bookers, cumpărau în iulie, atunci, cu o săptămână înainte, cu 3 zile înainte, atunci aveai ofertele, astea era. Deci am bătut pe de o parte, e marfă proastă, cu uite, avem marfă bună, nu contestăm că ne arătați niște lucruri. Există și marfă proastă deopotrivă, da? Nu contestăm asta, că nu putem, sunt hoteluri, erau hoteluri în paragină, acum din ce în ce mai puține, și n-am trecut de la negru la alb brusc. A fost alb și negru, a fost cu multe nuanțe de gri. Adică în fiecare an noi vedeam noi hoteluri cumpărate care se modernizau, care se făceau de 4 stele, care aveau all inclusive, care aveau restaurante, care aveau centre spa și așa mai departe. Și an de an, 20 de ani, am văzut cum ponderea hotelurilor nerenovate a rămas tot mai mică, iar ponderea hotelurilor modernizate, renovate, în care ai de ce să te duci și care justifică și prețuri mai mari, evident că sunt investiții acolo, a crescut. Și separat am avut acest concept de marketing cu înscrieri timpurii, reduceri de 30%, ulterior s-a plusat și a zis că e ultra timpurii, dacă cumperi înainte de 31 decembrie, noiembrie, decembrie, înscrieri ultra timpurii și atunci ai 50% reducere, au plusat pe chestia asta și nu mai poți să pui reducere de 50% cu prețuri mari, că nu dă bine în aceeași frază. Și chiar dacă în anumite situații sunt prețuri mari, poate sunt justificate cerere și ofertă, piața e liberă. Mereu se spune despre Valea Prahovei, despre, nu știu, Sinaia sau Poiana Brașov, mai ales. Poate mai mult. Prețurile sunt așa de mari că găsesc atât de ieftin. Făcând comparație cu Dubai, cu destinații într-astea. Totdeauna compari mere cu pere și poți să-ți dea orice comparație dacă faci așa. Pentru că poți găsi, evident, da. Găsești. Nu e numai despre cât ai găsit cazarea la o pensiune versus un hotel care are 15, 3 restaurante și are petrecere toată noaptea de Revelion, iar ăla închide la 11, dar asta nu mai spui. Rămâne doar comparația de preț. Rămâne doar prețurile care are, da. Bun, deci ne-am experimentat în povestea asta și câteodată am întâlnit jurnaliști de înaltă clasă care au simțit treaba asta sau cumva s-au aliat cu noi, adică i-am luat cu noi în infotrip și am filmat și am tradus. Nu știm, probabil că sunt și lucruri care nu sunt în regulă, hai să vă arătăm și noi niște lucruri pe care le-am găsit. Vă referiți acum mai ales la jurnaliști de peste hotare, da? Nu, mă refer în primul rând la jurnaliști români. Pe vremea aia nu visam la turism de incoming, sau cel puțin noi nu visam. Atunci v-ați propus în prima fază să le vindeți românilor vacanțe în România. Da, chiar vindeam, pentru că Prahova era o zonă cu multe întreprinderi, cu multe companii. Multe dintre ele aveau obiceiul să meargă la mare cumva într-un sistem sindical, unii dintre ei mai primeau o subvenție de la întreprindere sau ceva sau de la sindicat. Sindicatul mai degrabă negocia și obținea prin contractul colectiv de muncă. Da, și atunci la noi aici a fost o mare consum. Prahovenii erau o piață foarte importantă pentru litoral. Înainte să fie apărut vaucerele de vacanță, existau mult mai mult. Exista vaucerele de vacanță au apărut în 2009. Tot ca o măsură anticriză pe criza financiară de atunci propusă de ANAT, au fost trei măsuri, dar una dintre ele a fost asta, vouchere de vacanță. Aș vrea doar să răspund telespectatorilor că dacă au vreo întrebare, poate cineva chiar e preocupat de ceva anume legat de subiectul evident propus, pot să intervină și telefonic, pentru că e o misiune în direct. Și vă rog să continuați cu povestea... Aș da povestea un episod mai înapoi. Când noi am venit în turism, în anii 90, de fapt, Bibi era un nume mai degrabă în zona comercială. Aveam
magazinul de la Piscalbă, magazinul de la Vest, începusem să avem magazine la Bușteni, la Urleta, în București. Eram mai degrabă în zona comercială, speculând, dacă vrei, în perioada aceea, încă bunuri românești de valoare din epoca dinainte de 89, care se găseau greu și care erau de bună calitate. Chiar de bună calitate. Mă refer la, nu știu, bocancii insuletii de la Bani, mă gândesc la păpușile de la Orădeanca, mă gândesc la porțelanul de Sighișoara, la perdele de Pașcani, la carnea de Căsănești, toate lucrurile astea de atunci, noi într-un fel le aduceam în Ploiești și a fost un succes comercial. Și pe undeva așa, fiindcă aveam un coleg astăzi faimos, Dragoș Anastasiu, care încerca să studieze medicina în Germania, dar dintr-o întâmplare îl ruga cineva din țară să-i rezolve cu un autocar, nu știu ce, pe acolo, pe la Ministerul German, am început să descoperim că, de fapt, România e legată de restul lumii prin tren, prin avion, dar nu era deloc legată prin linii de autocar, că nu se putea până în 89 să pleci tu cum vrei, cu autocarul, să duci turiști afară. Și n-a fost mare lucru de făcut decât să obții acordul și dreptul de a avea o linie regulată din București până în Frankfurt, că de acolo te duceai în toată Europa. Și așa s-a născut povestea Eurolines, iar noi, care eram o firmă mare atunci în... A venit Dragoș Anastasiu și mi-a zis, băi, dar nu ne ajungi pe noi cu o stație, că văd că tu ai magazin mare și noaptea e păzit și ai un pasnic acolo și oprim și noi autocarele, că plecam la 4 dimineața și e cam periculos și... Bine, bă, și nu vin și tu niște bilete. Ce să vând bilete de autocar? Noi avem tot felul de magazine cu tot felul de lucruri. Ce să... Hai, te rog eu frumos, n-ai tu o fată? Păi că am o secretară. Măi, Mariana, tu te punem și noi aici... Vine niște bilete de autocar. Ce fă-mi șeful? Niște bilete de autocar. Păi ce-i spunță? Uite aici un tabel, o dată pe săptămână pleacă o mașină de aici, de la noi, de în față. Către destinația Frankfurt. Și când am bilet pe săptămână sau la două săptămâni, nimic ceva la început. Dar am ajuns la 30 de autocare pe zi, ne-am mutat, ne-am dezvoltat și la un moment dat business-urile de comerț au dispărut, că așa a mers viața și lumea. Și partea asta de turist a născut de acolo. Deci în anul 99 am fost prima oară numărul 1 în topul Camerei de Comerț și Industrie Prahova. Nici nu știam noi ce brânză de mac e topul firmelor, nici nu înțelegeam cine ar putea să facă un top al firmelor și de ce, dar am fost locul 1 și atunci ne-am trezit și noi și nu prea ne-am mai dat jos de acolo din 99 până astăzi chiar avem astăzi, când toată lumea știe ce înseamnă topul firmelor prahovene și da, topul firmelor la nivel național. Și n-am plecat de acolo, am luat multe trofee de prezență constantă în top și acum avem două firme numărul 1, una o firmă mai mică, una mai mare, care sunt acolo fiecare la categoria ei. Dar vreau să spun că atunci când a venit în turism, modelul de turism era de genul următor. Eu fost, nu știu, sau firmă desprinsă din OJT, din ce mai ONT fost sau cea, ONT, BTT? OJT, BTT sau ce era acolo, ne-am făcut firma noastră și aveam niște cunoștințe, un portofoliu de clienți, am spune, în general, nu știu, directori de companii, de firme, și ei aveau niște prieteni și aveam, nu știu, 50, 60, 80 de prieteni din ăștia și duceam părând, când un an, într-un an în Franța, într-un an în Spania, într-un an, dacă le luam vizele în Germania și așa mai departe. Și mie nu mi-a plăcut deloc modelul ăsta de business. Și dacă se putea să ai și autocarul tău, ca să nu depinzi de altul, să-i dai bani altul. Dar mie nu plăcea modelul ăsta de business, că mi se părea că dacă mergi o dată sau de două ori pe an într-o locație, o descoperi tot odată cu clienții și văd aia, că nu știi, că nu știi unde sunt parcările, unde sunt toaletele, unde intri, ajungi, nu știu, la meteore și vezi că e închis lunea și tu nu știai și așa mai departe. Și nu mi-a plăcut modelul ăsta. Și am transformat Bibi într-un supermarket de turism. Adică eu aveam 400 de greci, aveam 30 de franțe, 20, făcute de alții, adevărat, nu erau făcute de noi, dar erau făcute de oameni care mergeau în fiecare zi pe traseu ăla, știau totul la perfecție și se specializaseră. Și de asta să ai un... Și avem și niște cataloge foarte frumoase în care investeam foarte mulți bani, cataloge de magazin, cum ar veni, cu toate produsele astea. Ei, chestia asta ne-a făcut să ajungem locul 3, locul 2, locul 1, de unde veneam de la comerț și am ajuns... Deci am lucrat contra curentului, asta vreau să spun. La fel am simțit provocarea asta cu turismul intern. Noi veneam din comerț și nu vroiam deloc să facem distribuție, nu vroiam deloc să facem B2B, business to business, nu vroiam deloc să facem angro, nu vroiam deloc. Știam ce înseamnă să ai bani în piață și să nu știi dacă îi mai iei înapoi, că e inflație, că nu-ți plătesc oamenii. Și atunci ați preferat să lucrați direct cu turistul. Am preferat, dar n-am putut să mă opun. Valul a fost așa de mare încât noi aveam contracte bune pe litoral și veneau tot felul de aici și dă-ne și nouă niște camere acolo, că nu aveau acces la contractele astea, noi aveam volume destul de mari, plus că iubeam litoralul, mergeam acolo, aveam business-uri de pe vremea studenției, pe litoral eram foarte conectați.
Și vrând nevrând, fiindcă lumea ne tot ruga, am început să luăm volume mai mari, ca și aia lăcomia în business, și să le dăm și lor să ne rămână și nouă. Și așa, încet, încet am redevenit distribuitor, dar de data asta în servicii și nu în produse cum începusem, și a fost totuși contra curentului. Asta a fost cumva, să zicem, BB 2.0. Dacă BB 1.0 era să fie o firmă locală, eventual județeană, BB 2.0 a fost să devii o firmă națională. Am rupt din BB 1, din un departament care face, produce doar vacanțe în România, fiindcă turistul de pe stradă trebuie să-i dai. Dacă vreau o vacanță în Turcia sau în Grecia sau în Bulgaria, trebuie să-i dai. Ar fi păcat să nu-i oferiți pachetul pe care și-l dorește. Dar în momentul în care vrei să te duci la nivel național, trebuie să te specializezi. Nu mai merge să vinzi de toate pentru toți, după părerea mea. Și așa a fost atunci. Și am transformat departamentul de turism intern într-o fabrică de făcut pachete de turism în România, pe care să le vindem și altor agenții care se ocupă cu relația directă cu turistul din diverse lucruri. Adică decât să ne apucăm noi să construim acum o rețea de 100 de agenții în toată România, mi se părea extrem de complicat, așa cum mi se pare. Chirii, complicații, da, trebuie să gestionezi utilități, foarte multe lucruri, oameni, angajați, poate e mare de cap. Mai bine le dăm noi un produs foarte bun, își bate ei capul cu piața locală și noi le dăm un produs foarte bun. Se întâmplau în anumiți ani, au fost inundații mari în Moldova, nu mai mergea deloc Moldova, toată lumea avea probleme acasă, cine să mai meargă la mare. Și atunci mi-am zis că nu e suficient de bine dacă nu acoperi toată România. Și am făcut chestia asta și astăzi probabil că Bibi Tour Operator, adică firma mai mare de nivel național, are 1000 de agenții revânzătoare. Adică cea mai mare companie din România care și-a făcut cea mai mare rețea de distribuție de agenții proprii a ajuns la 70-80-100, să zicem. Nimeni n-are... La 1000 nu poți să... 1000 așa cum lucrați... Dar noi lucrăm cu 1000 în momentul de față. Și cumva pasul 3, care de la vârsta asta încolo, cât ne ține Dumnezeu să ne ajute și am putea să o lăsăm moștenire altora care prind ideea asta din urmă, a fost să ne deschidem spre incoming, adică să facem din Bibi, Bibi Goes International, să mergem în lumea largă. E, pe cât de greu a fost să treci de la campion pe școală și pe județ... Când la nivel largă... național, unde ai de-a face cu jucători concurenți care sunt membrii de partid, ajung secretar de stat, au tot felul de relații, alte niveluri, altă luptă, altă luptă comercială, ca să spun așa, ai nivel de concurență, oameni cu cap, oameni deștepți, oameni educați, oameni cu inițiativă, oameni cu spirit de risc și așa mai departe, și a fost foarte motivant pentru noi. Acum suntem așa cumva cu nasul să testăm, sau cu degetul să testăm mare, cu degetul la nivel internațional, dar l-am investit hotărât în direcția asta, am mers aproape la toate târgurile internaționale în ultimul an și la fel e o provocare. România nu se poate vinde. România, cum spuneai tu, e 1% din Europa turistică. România are multe probleme când este la expo, dar de departe cea mai mare problemă pe care n-am avut-o când am pus litoralul românesc sau muntele sau zona de balneo pe harta turistică comercială, nu a utilizatorului, este că România n-are brand. Și România n-are brand înseamnă că lumea e un desen alb, necolorat. Nu vorbim despre faptul că e colorat frumos sau urât, că e roșu sau albastru. Nu, lumea sau pur și simplu nu ne cunoaște. Nu ne cunoaște. Foarte rar am întâlnit ceva de care nouă ne e frică, și anume să ne cunoască de rău. Foarte rar. Amintiri din vremuri anii 90 cu mineriade, cu... Sau nu neapărat. Români care au plecat și au făcut prostii pe afară sau ceva de genul ăsta. Am înțeles. Dar puțin. Marea majoritate, în general, oamenii nu știu. Nu știu nimic. Oricum am mai trecut o generație de atunci. Sunt alți copii care au ajuns mari și sunt adulți și merg în vacanță. Și marele handicap este că nu știu nimic despre tine. Ori dacă nu știu nimic despre tine... Singura, n-ai brand, n-ai personalitate, nu te doresc, nu ești top of mind-ul lor. Și acolo ai un cetățean european care merge în 2, 3, 4 vacanțe pe an, care cheltuiește 1500 de euro de persoană pe orice vacanță. Și care are și de unde alege. Are foarte mult de unde alege. Are multe opțiuni. Și sunt foarte mulți care se prezintă minunat. În vitrina turismului mondial sunt oameni care știu să facă treaba asta, fac de mulți ani, au construit branduri impecabile. E greu să scoți căpșorul pe acolo, trebuie să faci ce poți, dar trebuie să faci ceva. Dar care e problema noastră? Am înțeles că nu avem un brand, dar de ce nu avem un brand? Păi să știi că un brand, pe de o parte, la nivelul ăsta, cred că se construiește. Se construiește după carte, după manual. Vezi ce percepții au, vezi ce țări interesate. Că de investit niște bani s-au investit, inclusiv dacă, sau s-au cheltuit. Nu vrei să știi cât de puțin.
Am să fac niște comparații foarte simple, le fac mereu, dar pot să le fac. De exemplu, România are, când are Ministerul al Turismului, când are Ministerul al Turismului. Acum avem un Minister al Antreprenoriatului și Turismului, vedem ce se întâmplă la rotativă. Dar multă vreme am avut autorități. Deci schimbarea asta, ai n-ai, transmite un mesaj de dezinteres sau de nu ești consecvent în direcția și turismului. Și în ciuda faptului că orice guvern ar veni, va spune că turismul e prioritate reprezintă... Da, da, da. Toată lumea spune că și acum avem declarația, clar, este strategic. Da, pentru că sunt bani ușor de făcut, teoretic, sau într-un anumit fel. Pentru că nu sunt bani produși de o economie neperformantă, sunt bani produși de economii performante și pentru aia 1000 de euro nu e ca pentru noi 1000 de euro. Nu e deloc. Ei cheltuiesc ușor. Problema e că până să ajungă la România, spunea cineva și o comparație bună, un vechi om de turism, spunea, măi, știi cum e România pe piața mondială sau europeană, ca să lăsăm puțin mondial, pe piața europeană? Zice, știi cum e pava aia din vama veche pe care o vezi numai când nu sunt valuri și când e senin și bate lumina pe ea? Cam așa e și România. Nu se vede pe lucioate. Deci cum să-ți o dorești dacă nici nu o vezi? Poate-ți place, poate nu-ți place dacă o vezi, dar întâi trebuie să o vezi. Asta se cheamă awareness. Alta este să ai o promovare de vânzare și așa mai departe. Deci dacă nu o cunoști, nu ai decât o șansă. Să o vinzi pe preț, mic. Să atragă pe un preț, dacă nu atrage prin nimic. Înainte de 89, ăsta era secretul succesului? Era o altă lume acolo. Era un context al CAER-ului, era un context al schimburilor guvernamentale, se semnau la nivel România părinților noștri, ca așa îi spun. Eu nu pot să o denigrez sau să-mi bat joc de ea, pentru că sunt părinții noștri care în condiții de comunism au reușit să facă poate mai mult decât facem noi astăzi în condiții de libertate. Tot respectul pentru ei. Deci în momentul ăla veneau, spuneam noi, pe litoral trenurile de iepurași. Pe când începeau să vină trenurile de redegiși, de cehi, de... Nu! Dar inclusiv din Germania Federală veneau mult mai turiști. Puțin, dar polonezii, cehii, deci toate țările care era, toate hotelurile erau pline. Nu se pune problema, adică era făcută la nivel centralizat. Dar bine, și hotelurile din România erau noi și Bulgaria nu exista și era o conjunctură foarte interesantă, noi aveam nevoie de valută, cursul era ținut artificial și atunci venea foarte ieftin pentru orice cetățean putea deci, să stea într-un fel aici. Și prețul era, dincolo de faptul că da, exista structura sigur, asta în care era. Funcționau și prețul. Dar să știi că pe plan mondial prețul e al patrulea criteriu de alegere. Nu e primul. Noi am crede că dincolo era mai ieftin, e și un banc, e o glumă, e o reclamă, asta e ce primează. Primează numai când toate celelalte condiții sunt egale. Egal. La calitate egală, la servicii? La disponibilitate. S-ar putea ca în anumite momente să nu mai găsești locuri. Și atunci nu te mai interesează cu ce preț e. Te interesează dacă găsești un loc de Revelion la Sinaia. Deci e cerere și ofertă. Dar disponibilitatea e primul loc. Dacă te gândești la ceva foarte familiar lângă casă, trimiți copilul să-ți aducă un ketchup, dar trimiți de unde știi că e. Nu-l trimiți să caute să 20 de magazine ca să-l găsească pe ăla cu un leu mai ieftin. E inutil, adică costul de timp, de efort, e prea mare ca să stai să cauți chestia asta. Și te duci întâi unde e și unde știi că e bun și ai încredere. Ai mai multe. Încredere înseamnă, de fapt, 9 sub-încrederi pe care trebuie să le cunoști ca să poți să te vinzi. Și România, am constatat cu durere, este îngenunchiată pe piața internațională față de partenerii străini. Că dacă vrei să te duci să vorbești cu un partener mare, nu dau nume, dar cu un partener mare, care face outgoing important în multe țări, îți va spune, eu am un bloc cu 14 etaje. La etajul ăsta e Mediterana, la etajul ăsta sunt vacanțele exotice, dincoace este Grecia, dincoace este, nu știu, Africa, Tunisia, Egiptul și așa mai departe. România e aici jos la și altele. Adică nu stă nimeni la coadă să-mi ceară România. Poate îmi cere Parisul, poate îmi cere Veneția, poate îmi cere Automata, un brand uriaș și vor să meargă acolo. Sunt orașe și țări care zic overtourism, stop, nu mai vrem vase de croazieră care să ne aducă de două ori pe zi câte 3.000 de turiști, că nu facem față la ei. Noi am zice, a trebuit să punem niște indicatori acolo, nu vă vor aici, veniți la noi, că la noi mai e loc. Dar pentru asta trebuie să gândești aceste oportunități și chiar cred că e o oportunitate în sensul ăsta să-ți faci promovare acolo unde oamenii zic nu mai vrem turiști, plecați de aici oriunde vreți voi. Veniți în România, e bine. E. Și răspunsul foarte bun și foarte realist, care e un duș rece din punct de vedere analistului de marketing, e acesta. Eu sunt la masă și la eventual la degustări de vinuri pe aici, prin Prahova, cu turiști francezi, germani, spanioli, polonezi și așa mai departe. Întreba, zi și mie sincer acum, dar cum le-ai ales România? Adică, cum ai ajuns la România? Ce vrei să spun sincer? Păi zice, am vrut să merg acolo, dar nu erau locuri, dincolo nu era disponibil, era și România pe listă și dacă nu știu nimic rău de România,
Și asta e important. Nu știu nimic rău de România. De ce n-aș încerca? De ce n-aș încerca? Oricum am fost în 50-60 de țări. Și acum vine asta cu topul, pentru că întrebarea ta a fost foarte fin și inteligent pusă. România pe ce loc e? Mă, depinde ce vrei să vezi, partea plină sau partea goală a paharului. Să știi că din punct de vedere al clasificării ca atractivitate turistică, România e pe undeva, în onorant loc, zic eu, 50, pe acolo, între 45 și 50 pe plan mondial. Având în vedere că sunt 195 de țări, plus niște dominioane, dacă te gândești că în fața ta sunt Franța, Spania, Italia, Belgia, America, care mai vrei, Grecia și așa mai departe, ți se pare că, vai, suntem ultimii oameni și dăm într-o de-asta mioritică de depresie națională. Dar dacă zici, stai puțin, că în spatele nostru mai sunt 150 de țări, încep să prinzi curaj. Și stai puțin, și până la urmă chiar vrem să fim primii și acum dacă nu suntem primii, ce facem? Nu, să progresăm pas cu pas și să învățăm. Adică sunt țări în care nu intri pentru că e pericol, pentru că e război, pentru că, și nu mă refer numai la războiul ăsta recent. Totdeauna au fost. Există zone cu conflicte sau zone periculoase prin definiție. Clar, nu te duci în Eritrea, te duci în, nu știu, Etiopia, dar nu te duci în zonele astea, știi? Nu te duci în Yemen, cel mai... Sau nu ți-ai viză, sau ți-ai viză, sau sunt tulburări sociale, sau nu te duci în Japonia, că nu știu ce a explodat acolo, nu știu cum. Sau sunt norul de cerușă vulcanică și nu te duci în nordul Europei. Europa pică din când în când și lumea asta pică din punct de din când în când pe anumite destinații că se întâmplă lucruri acolo. Și dacă știi să profiți de oportunitățile astea, de situațiile acestea, da, care pot deveni oportunități, da. Ai putea să-i atragi aici. Sigur că da. Depinde ce vrei să vezi, partea plină, partea goală a paharului. Deci eu sunt destul de liniștit. Lumea spune, da, dumneavoastră, noi nu avem autostrăzi. Ok, dacă vrem să stăm în pace și să ne plângem că n-avem, să lăsăm pe copiii noștri sau pe strănepoții noștri să facem, dar părinții noștri au făcut turism într-o vreme comunistă, în care n-aveai voie cu străinii, n-aveai voie cu valută, n-aveai voie. Și totuși s-a făcut un turism cu cap. Pentru anii ăia. De atunci. Nu, eu nu sunt să așteptăm. Nici nu, la un moment dat albești, vezi că timpul trece, te întreb dacă suntem în autostradă în timpul vieții noastre, dar turism putem să facem în timpul vieții noastre. Și îmi place foarte mult să demontez și să intru cuva în polemică cu cărcotașii de serviciu, pentru că, uite, mi-aduc aminte chiar că m-a provocat, odată am fost invitat la o televiziune, nu dau nume, și era clar, știi, să, în ghilimele, să te facă, adică era nu manipulator, era nu pe fac, cum să zic. Zice, stimate domnule Voican, și punea imagine. De ce la noi e atât de îngrozitor, de rău, de scump, de paragină și prețurile sunt așa de mari și imposibile și toată lumea pleacă de pe litoralul românesc? Și uite ce frumos, drăguț, minunat, vesel, ieftin și minunat este la vecinii noștri, nu dau nume. Că uite, și cum poți să contești o imagine? Cum se spui? Ați făcut imagini false? Nu poți să spui chestia asta. Dacă el îți apropie și pozează trei chiștoace de țigări de pe plajă, mai ce să faci? Îți dai seama că e așa. Nu peste tot, dar se întâmplă să ai și invitat să fii invitat în emisiuni ostile. Acum cred că am atâtea războaie pe toate categoriile de emisiuni. Și ceva ce i s-a întâmplat acelui jurnalist, îmi pare rău de el, săracul, și față de șefului care dăduse ordinul înfierării cu mânie proletară a turismului de pe litoralul românesc, zic că, da, uite, eu vă transmit din Neptun. Suntem într-un infotrip cu 100 de agenți de turism, am văzut tot litoralul de la Mamaia la Vama Veche, am văzut hotelul ăsta nou, am văzut restaurantul ăsta nou, am văzut hotelul ăsta de 4 stele, am văzut chestia asta, și vremea e bună, oamenii s-au pregătit, uite, vă transmit, întorc camera și vă arăt că aici vin niște copii, un loc de joacă frumos, e nou dat. Am bătut imaginile cu imagini, nu se aștepta, pentru că de obicei un invitat stă la el acasă și comentează și ei dau imagini din direct de acolo. Da, șansa a făcut să puteți... Dar nu e ușor, că dacă îți pune direct, nu cum evaluați sau știi, e... Dar îmi plac provocările astea. Și cred că am reușit să dovedesc, să arăt în timpul ăsta România foarte mult. Și nu, acum am vorbit de litoral, că așa am început noi pe vremea aia să vindeam mai mult litoralul prin agențiile de turism. Dar am făcut infotripuri memorabile în Delta Dunării, în stațiunile balneare. În anul ăsta cred că am făcut deja 5 infotripuri pentru oameni care vor să vadă și să reducă. Lucrurile se mișcă foarte repede, se schimbă totul. Am fost la Herculane, acum 2 zile am venit de la peștera aici, cheile Ialomiței, și peștera Ialomiței,
undeva așa, între, știi, județul Dâmbovița și Prahova, că a fost acolo o bătălie, al cui e Sfinxul, al cui sunt babele. Și cineva glumea, ce țineți voi babele, lasă-ne nouă tinerele. A fost o dispută pe platou acolo, da. Da, da, da. Dar e frumos și merită de văzut. Deci îmi face plăcere să descoper asta și chiar mi-aduc aminte că în 2019, înainte de pandemie, habar n-aveam, am făcut un turneu de televiziune din iunie până în septembrie, fără pauză, weekend de weekend, în care transmiteam live câte 30 de ore. 30 de ore live pe săptămână, din diferite locuri frumoase și mai puțin cunoscute ale României. Și eu însumi am avut atunci un privilegiu unic să văd într-o singură vară cum s-a schimbat toată România. Nu e ușor să vezi toată România de fiecare dată să fie update. Chiar dacă mergi la deschideri hoteluri, chiar dacă mergi acolo unde se inaugurează Părtino, chiar dacă vezi cum, nu știu, la Lacul Sărat am văzut de curând cum o investiție de 20 de milioane privată într-un anumit hotel, centru de sănătate, schimbă sau repune înapoi pe harta turistică a României o stațiune cum e Lacul Sărat, care pur și simplu dispăruse în neant, nu se mai știe ce se întâmplase acolo. Și lucrurile astea îți dau multă energie pozitivă. Nu înseamnă că suntem acum festivi și credem că tot ce zboară să mănâncă, dar nu vedem și lucrurile negative. Ok. Dar trebuie să le vezi cât se poate cu discernământ și imparțial. Vezi lucrurile bune și le spui. Vezi lucrurile mai puțin bune și le spui. Dacă ești onest cu turiștii tăi și le spui adevărul, oamenii nu trebuie să le spui că totul e minunat sau totul e o nenorocire. Pentru fiecare în parte există și o percepție subiectivă. Care e relația agențiilor de turism cu turiștii în momentul de față? Pentru că, evident, s-au schimbat lucrurile radical. De când au apărut site-uri de unde turiștii pot rezerva singuri cazări, de asemenea, zborurile pot fi rezervate individual de către turiști. Cum s-a schimbat relația? Îmi imaginez că acum o agenție trebuie să fie și un consilier pentru turist. Un consultant, dar să știi că e și aici o falsă problemă. Lumea pune cumva în antiteză agențiile cu site-urile. Păi crezi că există vreo agenție care nu are site? Sau crezi că în spatele fiecărui site de unde cumperi tu e o agenție? Sigur că lumea trăiește într-o dublă dimensiune, hibridă, îi spunem noi, e cuvântul cheie al momentului. Suntem hibrizi, suntem și în online și în offline. Vrei să vii să ne întâlnești în agenție? Vii și ne întâlnești în agenție. Sunt oameni care vor să discute face-to-face, nu vor doar tastatură și roboți. Sunt alții care n-au timp și vin odată în agenție, după aia continuă discuția la telefon sau acasă sau pot să fac o rezervare, dar toată lumea e și colo și colo. Adică nu e agențiile versus site-urile. Nu e așa. Sunt două touchpoint-uri, cum spunem noi în industrie, două locuri de întâlnire între profesionist, cel care oferă serviciile, și cumpărător, care poate să fie în orice mediu, la telefon, în agenție fisic sau în online. Sau câteodată așa, depinde. Pentru că ați avut ocazia să cunoașteți multe locuri din țară. Ca să nu ne referim doar la litoral, doar la stațiunile balneoclimaterice, ce ne puteți spune despre turismul, să zicem, de nișă? Tocmai mi-ați dezvăluit că a stat de vorbă cu turiști francezi care vizitau cramele prahovene. I-a duceam să viziteze cramele prahovene și care erau foarte elegante, deși și ei sunt doctori în vin, să spună că le place că vinurile. Sunt bune și vinurile din România. Da, noi punem și puțin suflet în plus, nu doar niște vin în pahare. Deci nu e despre produs, sau produsul înglobează și un fel de meta-produs, ceea ce înseamnă experiența pe care oferi ospitalitatea. Ori noi suntem foarte ospitalieri, nu suntem reci ca popoarele din vest și asta se simte. Și cei care ajung aici apreciază, dar asta e mai greu de vândut. Ai spus un cuvânt cheie, nișă. Și aici noi, între timp, ne-am reinventat și nu e prima oară când o spun, dar așa s-a întâmplat. O agenție de turism acum 10, 15, 20 de ani trăia prin următorul mecanism de piață. Tipărea niște cataloge, le împărțea prospecților, clienților lor potențiali, clienților așa. Aceiași alegeau și comandau ceva în agenție. Ei, după un timp, lucrurile astea n-au mai mers, pentru că în loc să ai un singur catalog pe vară, pe care, cum spuneam, să-l faci, să-l cumpere în ultima clipă și care să rămână fix cu prețurile pe toată vara, că așa era modelul atunci, noi am declanșat procedura asta, știi? Cu scrieri timpurii, cu scrieri ultra timpurii, deci trei cataloge, cu catalog de munte, că nu mai merge doar de litoral, cu un catalog de balneo, cu un catalog de delta. Frate, și ajungi să faci 10-15 cataloge pe an, de nu mai ai timp să faci decât cataloge. Nu mai ai timp să le contractezi, nu mai ai timp să le vinzi și trebuie să faci ceva. Iar partea cea mai enervantă este când vrei să le trimiți prin poștă și poșta de rateuri și 30% n-ajung.
la destinatar, că să pierd, că o fi, că o păți, noi așa am pățit. Și atunci ne-am enervat și am zis, plus, hotelurile intră în lanțuri internaționale, din verde devine hotelul alb și trebuie să-l pozezi ca atare, ori tu nu mai ai timp decât la anul. Și ce mai faci? Tarifele se schimbă, am ajuns în epoca tarifelor dinamice, nu mai tarife stabile, se schimbă periodic. Noi înșine ne-am făcut... E o adevărată bursă a, da, a prețelor. E în funcție de vreme, e în funcție de gradul de ocupare, de evenimentele care sunt în stațiune în momentul ăla și care ocupă... Generează mai mulți turiști sau mai puțin. Și atunci, de fapt, catalogele noastre erau dorite, dar deveneau și inutile în mare parte și erau un mare balast. Și ne-am gândit, noi, mă, ce să facem? A, prima idee, de fapt, a fost alta. A fost să punem toate aceste tipuri de cataloge de România într-un unul singur. Zic, mă, dar nu le putem aduna noi să facem unul frumos cu toată România. Și așa am făcut enciclopedia vacanțelor în România, tradusă în engleză The Big Book of Romanian Travel, așa ni s-a părut nou, care sens dacă e România, trebuie să se refere unei piețe din jurul României, mai ales că am făcut-o în engleză, agenții români chiar știu bine engleză și am zis că să fie valabilă pentru studenți și ne-am dat odată seama, ne-am apropiat fără să vrem de incoming cu ocazia asta și ne-am dat seama, bun, am făcut chestia asta și acum ce mai facem? Apropo de toată diversitatea asta de tipologii, de nișe, dacă vrei. Și apoi nu mai puteți să facem nimica, că e un dead end cu catalogele astea și am văzut că totuși piața vrea cataloge și vedem în târgurile internaționale că se tipăresc mii de broșuri de toate felurile, mărimile și culorile și formele și nu pot să dispară de acolo. Și am văzut, nu știu, că în Canada se se tipăresc 7 miliarde de exemplare de cataloge de vânzare de orice tip, nu neapărat de turism, deci încă nu poate să dispară de acolo, dar e foarte dureros ca și costuri și ca profitabilitate și ca efect. Și atunci ne-am apucat și am inventat o chestie care e nouă pe piața din România, și anume niște cataloge hibride, care general sunt online, adică le poți trimite pe WhatsApp, pe mail, pe Messenger sau pe ceva, dar dacă vrei poți să le și tipărești. Și am schimbat această fugă după va face 10.100.000 de exemplare ca să le tipărești ieftin pe exemplar. E adevărat, dar da? Ce faci cu ele? Că ele expiră nefolosite și se schimbă prețurile și nu mai poți să le folosești, sunt inutile. Și ne-am investit în... Ar fi, cum să zic, puțin arogant, dar așa îmi vine să zic. Acum să spun că folosim inteligență artificială sau puțin să ne dăm puțin mari, iar nu arogant, dar hai să zicem că ne dăm un pic mari. Și am înlocuit DTP-ul, adică acel desktop publishing, care înseamnă că un grafician stă așează în pagină și așează. Bă, tu îi dai un model de pagină, un layout, și după aia el face așa sute de pagini, cum îi dai tu, pozișoară, și de fiecare dată o ia de la capăt. Și zic, bine, dar ea, practic, mare parte sunt aceleași hoteluri, mai schimbăm o informație. Da, trebuie luată de la capăt, că nu merge, că așa e grafic. Și ne-am enervat de chestia asta care ne costa timp mai ales și banda mai ales foarte mult timp și am pus niște roboți ca să facă catalogele în locul DTP-știlor, așa că le generăm automat și asta ne face ca nu să facem un catalog într-o lună sau în două luni, cum se întâmplă și acum, că sunt mult mai refractari la tehnologie străini, să știi, decât pare. Noi suntem mult mai iuți să sărim, să ardem etape și noi facem un catalog într-o zi. Deci asta ne-a făcut ca în timpul pandemiei să putem să generăm 5 cataloge noi, când nimeni nu mai făcea niciun catalog, închidea și trăgea oblonul și lumina, dădea lumea afară. Noi am făcut niște cataloge, n-aveai voie să mănânci în restaurant, ok, am inventat cataloge cu hotelul cu room service, vine să aducem mâncarea în cameră. Acum e trecută etapa asta, dar atunci a fost creativă și a fost, și a fost de moment și... ceva să inventezi, ceva să totuși să arăți că n-ai murit și că ești pe piață și că te miști într-un anumit fel. Sau erau pensiuni și aveam din astea vile cu totul sau pensiune la cheie. Că plecai tu cu mama, cu tata, cu soacra, cu nepoții și ocupai toată chestia, treaba voastră, între voi, COVID, ne-COVID, stăteați acolo. Și... sau de-astea cu căsuțe în copaci sau era în aer liber, aveai voie. Deci am făcut repede niște cataloge pe care le pot genera adaptate foarte rapid vremurilor, situației de urgență. Cu ocazia asta am ajuns și la cuvântul nișă și îl exemplificăm. Iar în momentul de față, acel catalog de 700 de pagini și 2 kg, ca așa îl definesc, s-a transformat în 100 de cataloge de România. Deci avem 100 de nișe sau de segmente, că nu mai sunt chiar nișe, peste 100 de cataloge care identifică produse de turism bune din România și care sunt dorite și cumpărate. Cum ar fi? Păi, e clar că vorbim de catalog de litoral, de mare, de delta, de balneo, de munte, de cicloturism, orașe, de gastronomie, vacanțe la țară și așa mai departe. Și că începi să ai cataloge speciale pentru 1 mai, pentru Paști, pentru Crăciun, pentru Revelion și așa mai departe. Dar după aia începi să vezi că
vine din piață, deci nu vine de la noi. Noi doar captăm, știi, izvorul nu e la noi, e în piață, nevoia, cererea. Cererea, da. Și vin oamenii și spun, dom'le, dar eu vreau să merg de 1 mai și eu vreau să mă duci pe mine undeva unde sunt hoteluri cu piscină încălzită, cu apă caldă. Și îți dau un catalog de hoteluri de 1 mai cu piscină încălzită. Sau alții vor ciubăr, alții vor. Sau vor ciubăr. Sau, foarte interesant, sunt foarte mulți, crește foarte tare apetitul pe chestia asta, hotelul pet friendly. Vreau să mă duc cu Bubi, cu o zic eu, cu cățelușul meu și până la urmă să mă primească. Că am sunat la 7 de-astea și nu mă primește și eu vreau să mă duc undeva. La munte sau la mare, nu contează. Să fie frumos, să fie drăguț. Să pot și să mă primească cu animalul de companie. Și dau un catalog cu animale de companie. Sau, ceea ce iarăși e foarte interesant, a crescut foarte mult trendul de vacanțe cu mașina electrică. Și va crește în continuare, rapid. Și atunci e foarte important când ajungi la capătul drumului, la destinație, să ai unde ți încărca mașina. Mașina în priză, să o încarci. Și atunci, așa s-au născut peste 100 de cataloge de România, din diverse încrucișări de... Bun, mai se întâmplă ceva. Înainte, dacă aveai un hotel, de exemplu, care era la mare și care era specializat în tratament, balnear, să zicem, sau cu nămol, sau cu ce vrei, nu prea puteai să-l pui în 2 sau 3 sau 5 cataloge. Că prea să alegi. Dacă e pe litoral, puneam pe litoral și la revedere, gata. Îl căutai, ți-l dădeam. Acum el poate fi distribuit în mai multe... poate fi să apară după locul în care se așează el acolo, poate are și piscină încălzită, poate e și pe litoral, poate are și tratament, poate e și hotel de wellness, de spa, eu știu ce mai are acolo. Și atunci beneficiază de o expunere sporită, și șanse mai mari de a fi cataloge. Vândut. Și turistul are șansa să-l găsească în catalogul în care trece lui, în cap să-l caute. Dacă vrea să-l caute pe litoral, îl găsește. Dacă vrea să-l caute la hoteluri cu pet friendly, îl găsește. Dacă vrea, nu știu, o să fie hoteluri, ne gândim la străini, hoteluri care au shuttle bus, adică care mă ia și pe mine de la Cogălnicianu, să zicem, sau de la Varna, că se zboară mult mai mult pe Varna decât pe Cogălnicianu, din păcate. Sau alte tipuri de astea, de exemplu, pe care nu ne imaginăm, stăm așa la o cafea și o pizza în față și ne imaginăm ce cataloguri mai bun. Vin cereri, dacă vine o singură cerere, nu e o problemă. Dar dacă vin, vreau o cazare cu catering, cu self-catering, că eu sunt cu copilul și vreau să-mi gătesc și să mănânc, bun, fac o selecție de cazări care au dotări de self-catering. Au microunde, au, ce știu eu, ce, plită electrică, veselă, ce trebuie ție acolo pentru asta. Și asta te face să fii permanent în trend, fără să trebuie să fii Mafalda. Adică folosești piața ca sursă de... Uneori, uite, eu abia aștept să se nască catalogul de Crăciun sau de Revelion 2023-2024. Și se va naște momentul în care există Crăciun, un pic de cerere și primele hoteluri există. Care ies recomandare pentru toți hotelierii care se uită la noi. Deci nu stați pe loc, pentru că pregătiți ofertele nu pentru... mai merge ca în România anilor de acum 15 ani, stai să dăm ofertele de iarnă, stai că le dăm pe astea de primăvară, mai stai puțin că până iunie vi le dăm pe alea de toamnă și așa mai departe. Nu, trebuie să ai cel puțin pe 12 luni de zile, dar există site-uri internaționale care nu te lasă să-ți bagi hotelul acolo fără să ai 13 luni de valabilitate a disponibilității camerelor libere și tarifelor. Iar când vine vorba de incoming, dragul meu, Claudius, acolo vorbim de 2 ani înainte. Românii nu sunt pregătiți să-ți dea tarife pe 2 ani înainte. Eu înțeleg. Nu știu dacă va fi pace, dacă va fi război, dacă TVA-ul va crește, dacă va scăde. Dar nu poți să trăiești altfel. Dacă vrei să intri pe piața asta, trebuie să ai... altfel. Oamenii ăia, din lumea largă, acei oameni care fac turism, așa fac un turism atât de predictibil încât tu, dacă vrei să intri pe piața lor, nu poți să te duci acum pentru 2023. Nici pentru 2024. 2024 e încheiat. Intră în faza de promovare deja. E vorba de promovare internațională. Și atunci, dacă, de exemplu, vrei, că ai pomenit de turism activ, de ciclism, de... e-bikes și așa mai departe, care sunt iarăși un trend foarte important, păi el nu face booking astăzi, el își cumpără vacanța oricum în toamna asta pentru anul următor, deci partea de producție și de șlefuit și să trimeată oamenii pe traseu să vadă că locațiile sunt așa, că sunt, nu mai ai nevoie de 2 ani. Deci, dragi colegi, parteneri, prieteni din hotelărie, vreți incoming, visați incoming, foarte frumos, pregătiți tarife cu 2 ani înainte și puneți-le disponibile. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Nici n-am menționat faptul că Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova a împlinit 15 ani ieri, la mulți ani. Și mersi. Asta o mică nebunie. Poate avem o dată ocazia să povestim mai multe despre asociație. Câte minute avem? Ca să știu dacă deschid apetitul. Două minute. Așa că în astea două minute v-aș ruga mai degrabă să le dați unul, două ponturi celor care se uită la noi.
una, două nestemate pe care le-ați descoperit, nu știu, stațiuni mai puțin cunoscute, obiective de care nu știe prea multă lume și pe care... Vestea bună este că în momentul în care au apărut și voucherele de vacanță, românii s-au dus să descopere și să-și descopere propria țară. Ca atare au plecat așa ca niște exploratori pe toate canale și uneori pe cărele mai puțin bătătorite. Adică stațiunile importante și cunoscute sunt pline, au fost pline. Dar dacă te duci, de exemplu, la Herculane, și dau mereu exemplu ăsta, o stațiune destul de controversată pentru zona publică, nu, zona privată a investit frumos acolo, oamenii nu stau acolo, de fapt. Se duc pe clisura Dunării, se duc să vadă chipul lui Decebal de la Cazane, se duc, dacă se poate, pe croazieră până în Belgrad sau până în Viena. Și sunt astfel de posibilități. Sau o iau încolo spre Mehedin, sau se duc la, nu știu, cascada Bigger s-a prăbușit. Dar sunt alte cascade în zonă pe care le poți vedea acolo, Beușnița și așa mai departe. Poți să te duci la festivalul de la Gărâna, poți să... Sunt multe zone care s-au născut în zonele de aceea. Uite, mie, de exemplu, îmi place și mi-aduc aminte că a fost pentru mine chiar o surpriză la Lacul Cinciș. Mulți oameni ajung la Prislop, la mănăstire, să zicem, ca pelerinaj, la Părintele Arsenie Boca, dar nu știu, și ajung la castelul de huniazilor de la Hunedoara, care este o bijuterie de castel medieval al României, dar mai puțină lume ajunge la lacurile de acumulare pe care n-aveai voie să construiești, dar care ascund o istorie, ascund sate îngropate, ascund povești și care încep să se dezvolte, iar peisajul este absolut uluitor. Am dat câteva exemple, dar hai să mergeți la Codnari, să vedeți ce frumos este Cazezi în Vie, sau hai să mergeți să descoperim orașele României. Avem deja city break-uri în România și oamenii merg nu doar pentru târgurile de Crăciun. Merg la Alba Iulia, merg la Craiova, merg la Iași, merg la Brașov, merg la Sibiu, evident. Vin la București. E adevărat. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și de-abia aștept să descoperim cu toții cât mai multe dintre poveștile turismului românesc. Vă aștept și în alte ocazii la emisiune. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc foarte mult, Claudiu. Sunt cu plăcere. Și le mulțumesc deopotrivă telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. Până data viitoare vă doresc absolut toate cele bune!